Amin. Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă. Doamne ajută! Iată ne ajungi și în ultima duminică, înainte de postul mare, duminica lăsatului sec de brânză, adică lăsatului sec de toată hrana animală. Duminica de astăzi poartă și numele de duminica izgonirii lui Adam din Rai, deși vom vedea, Evanghelia nu face referire la acest episod, însă ea poartă această denumire deoarece perioada postului mare, care începe în această seară după vecernie, deci odată cu slujba vecerniei sau, iertați-mă, undeva la sfârșitul slujbei vecernie, și bine ar fi să mergem să vedem o vecernie specială, cei care n-am ajuns până acum, să vedem cum începe postul mare și ce rugăciuni să citesc la începutul postului mare. Așadar, izgonirea lui Adam din Rai este simbolizată de această duminică, pentru că pășim într-o etapă de post și de rugăciune mult mai acerbă, mult mai intensă. Așa cum și Adam, în momentul în care a părăsit raiul, a fost pedepsit și a părăsit raiul, s-a căit. Starea lui a fost aceea de recunoaștere și de părere de rău, de zdrobirea inimii pentru faptul că a pierdut raiul din neascultare. Și de atunci și până la venirea lui Hristos, toată istoria omenirii a fost într-un post continuu și într-o întoarcere, într-o nostalgie a paradisului pierdut. Există și o carte foarte frumoasă a unui părinte teolog, Nostalgia paradisului. Adam a avut-o în secunda, și Eva, în secunda în care au părăsit raiul. Au intrat într-o viață plină de suferință, de, după cum ei și-au ales-o la îndemnul necuratului, au făcut neascultare de Dumnezeu, așa și cum și diavolul a făcut neascultare de Dumnezeu, și pentru aceasta, ca să nu rămână nemuritori în răutate, Dumnezeu a îngăduit în lume moartea și pe ei a scos afară din acest rai al nemuririi. Așadar, nu din neapărat dintr-o pedeapsă Dumnezeu a hotărât izgonirea lui Adam din rai, ci pentru ca răul să nu rămână definitiv în lume. În rai, Adam și Eva puteau fi nemuritori. Dacă rămâneau într-o viață de ascultare, dacă și-ar fi perceput viața proprie, existența lor și a lumii, doar prin perspectiva lui Dumnezeu, concret, pe mine m-a creat Dumnezeu, sunt o creatură a lui Dumnezeu, lumea a făcut-o Dumnezeu pentru mine. Toate lucrurile sunt bune, pentru că așa le-a făcut Dumnezeu. Și mai mult de atât, nu mă interesează. Nu vreau să pierd această relație a mea cu Dumnezeu și cu lumea. Ei au făcut altceva. A venit necuratul și a zis, mâncați din măr, simbolic. Mușcați din măr și o să aveți toată cunoștința. O să fiți ca Dumnezeu. De fapt, asta a făcut și el, Lucifer. A vrut să fie ca Dumnezeu. Și a ajuns diavol, din îngerul cel mai strălucitor. La fel și omul a mușcat această tentație. Dar de ce să nu fiu și eu ca Dumnezeu? Atunci a început să vadă, să-și vadă calitățile lui, frumusețea lui, trupească și sufletească, ca pe niște drepturi, de fapt. Și nu ca pe niște daruri făcute de Dumnezeu. De fapt, undeva, la esență, cam acesta este păcatul primordial. Perceperea noastră proprie, ca niște ființe autonome, care avem drepturi, și nu ca pe niște ființe atârnătoare de Dumnezeu, care ne dăruiește cu tot ceea ce avem nevoie. Așadar, dacă ar fi rămas în acea viață atârnătoare de Dumnezeu, ar fi putut să devină nemuritor. Avea această genă a nemuririi, ca să zic așa. Dar ca să nu rămână nemuritor în răutate și în autosuficiență și în egoism și într-o viață de autonomie față de Dumnezeu, Dumnezeu a îngăduit moartea, care a intrat în lume odată cu părăsirea raiului de către Adam și Eva. Așadar, perioada aceasta de la părăsirea raiului și până la venirea lui Hristos este perioada de pocăință a omenirii, de părere de rău, de strigăt,
de ajutor către Dumnezeu. Este ceea ce se întâmplă în tot Vechiul Testament, începând cu patriarhii și terminând cu Sfântul Ioan Botezătorul, ultimul și cel dintâi din Vechiul Testament, mare proroc. Toată lumea a strigat după izbăvire, după iertare, după scoaterea de sub stăpânirea morții. Noi mărturisim că Hristos, în momentul în care a pășit în iad, după ce a fost răstignit pe cruce, așa mărturisim într-un tropar, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul și pe scaun împreună cu Tatăl și cu Duhul ai fost, toate umplându-le cela ce ești de necuprins. Așadar, trupul era în mormânt. Sufletul, ca un Dumnezeu, s-a dus în iad. De acolo nu s-a dus spășit, cum au mers până la el toți drepții. Începând de la Adam, Eva, Noe, toți stăteau în iad și așteptau izbăvirea. El s-a dus ca un Dumnezeu izbăvitor și pe toți acești drepți i-a scos din iad. Aceasta este învierea, biruința asupra morții. Iar perioada aceasta a Vechiului Testament, de la intrarea în moarte și până la eliberarea din moarte, odată cu învierea lui Hristos, este simbolizată de perioada Postului Mare. Adam este izgonit din rai în această duminică și în Adam ne cuprindem noi, toți oamenii, că suntem urmașii lui Adam. Am fost izgoniți în lumea aceasta și reintrăm în împărăția lui Dumnezeu odată cu învierea. O scurtă explicație de ce se numește duminica de astăzi izgonirea lui Adam din rai. O să dau citire Evangheliei de la Matei, capitolul 6, care spune cam așa: că de veți ierta oamenilor, greșalelor, iertava și vouă Tatăl vostru cel ceresc. Iar de nu veți ierta oamenilor greșalele lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșalele voastre. Când postiți, nu fiți triști ca fățarnicii, că ei își smolesc fețele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat grezi vouă și-au luat plata lor. Tu însă când postești, unge capul tău și fața ta o spală, ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău care este nascuns, și Tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti ție. Nu vă adunați comori pe pământ, unde molia și rugina le strică și unde furile sapă și le fură, ci adunați-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă și nu le fură. Căci unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Așadar, Evanghelia de astăzi vorbește despre iertare, despre modul în care suntem datori să iertăm, despre modul în care trebuie să postim și despre modul în care ne lipim de lucruri pământești sau, dimpotrivă, de lucruri cerești. Trebuie să știți că această Evanghelie, începând cu capitolul, cu versetul 14 al capitolului 6, vine după încredințarea rugăciunii Tatăl nostru. De fapt, capitolul 6 începe: luați aminte ca faptele dreptății voastre să nu le faceți înaintea oamenilor. Nimic mai evident. Adică nu facem ca să fim văzuți de oameni. Nu împlinim ritualurile noastre și rugăciunea noastră și postul nostru ca să fim văzuți de oameni. Nici nu ne rugăm în piețe, cum făceau fariseii. Se puneau acolo în genunchi sau, eu știu cum se puneau, stăteau drept în intersecțiile drumurilor, își puneau cenușă și sac în cap ca să se arate că ei postesc și se rugau, strigând lui Dumnezeu, ca lumea să-i vadă că se roagă. Și Hristos a zis: nu așa vă rugați. Și le-a dat rugăciunea domnească, Tatăl nostru. Care rugăciune? La un anumit moment spune: și ne iartă nouă greșelile noastre, da? Precum și noi iertăm greșiților noștri. E, după ce le-a încredințat această rugăciune și i-a învățat să se roage, și ne-a învățat, de fapt, că prin ucenici și prin cei care au asistat la încredințarea în lume a rugăciunii Tatăl nostru, noi toți am fost învățați această rugăciune și am moștenit-o și o rostim astăzi cu toții, a fost nevoie ca Hristos să explice acest verset, singurul care este o condiție. Îi cerem în Tatăl nostru, da, știm cu toții, vie împărăția ta, adică vrem să vină, facă-se voia ta, să se facă fără nicio condiție voia lui Dumnezeu. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Și nu condiționăm această cerere, doar aceasta a condiționat-o Hristos. Ne iartă greșelile precum și noi iertăm. Și explică în continuare: dacă veți ierta oamenilor, și Tatăl vostru vă va ierta. Dacă nu veți ierta oamenilor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta.
Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că această atitudine creștinească de iertare, suntem cumva datori să ne-o însușim, să ne-o cultivăm. Să ne-o cultivăm. Că nu putem ierta. Da? Există atâtea proverbe. Te iert, dar nu te uit. Eu nu pot să te iert. Să te ierte Dumnezeu, că eu nu pot să te iert. Nu o să te iert niciodată, nici în viacul de acum, nici în celălalt. Și sunt oameni care țin dușmânia și dincolo de mormânt. Și pleacă în mormânt neîmpăcați cu unii și alții, fără să urmeze această poruncă a lui Hristos. Ce se întâmplă? Pleacă neiertând, nici ei la rândul lor nu vor fi iertați. Este o condiție, să știți, o condiție pe care, indiferent că ne place sau nu ne-o place, Dumnezeu a pus-o între poruncile sale privitoare la viața noastră creștinească. De veți ierta, veți fi și voi iertați. De nu veți ierta, nu veți fi nici voi iertați. Această iertare, așadar, care, cum vă spuneam, e foarte greu de obținut în zilele noastre, ca și calitatea noastră, iată, este poruncă. Trebuie să ne gândim că noi de multe ori nu suntem capabili să iertăm greșeli minore. Nu suntem capabili să iertăm un cuvânt ne la locul lui. Nu suntem capabili să iertăm o privire piezișă sau dușmănoasă. Și o ținem minte la nesfârșit. S-a uitat la mine. Nu știu cum. Sau mi-a zis nu știu ce. Las că-i zic eu și îi fac și îi dreg. Și toată această neiertare ne duce la următorul pas, tendința de răzbunare, de a răspunde cu aceeași monedă. Ori Hristos, într-o altă evanghelie, spune când te lovește cineva, întoarce și celălalt obraz, atunci vei fi creștin. În sensul de a nu răspunde răului cu rău. Și el merge mai departe și zice, iubiți-vă vrășmașii, ceea ce pentru societatea noastră de astăzi e o absurditate. Cum să-ți iubești vrășmașul? Cum ai putea să-ți iubești vrăjmașul care îți face rău, care te sapă și te pune rău la șef și îți ia postul, care eu știu ce-ți face, îți fură, îți dă în cap și așa mai departe. E imposibil să-ți ierți vrăjmașul, dar minte să-l mai și iubești. Numai că vrând nevrând, aceasta este condiție pentru a fi și noi iertați. Și atunci când suntem, Doamne ferește, puși într-o situație de acest gen, ar trebui să încercăm să ne educăm acest sentiment al iertării, să ne-l cultivăm, începând prin a gândi și a crede că și cel care ne face rău este un suflet lăsat de Dumnezeu în lume. Să încercăm să ne spunem nouă înșine că și el este chipul lui Dumnezeu, poartă pecetea lui Dumnezeu. Indiferent cât ni se pare nouă de rău, de ne la locul lui, de nemernic sau de nevrednic, este și el purtător de chip al lui Dumnezeu. E acel chip al lui Dumnezeu ne cere Hristos să iubim, inclusiv la vrăjmașii noștri. Iar a ierta este, dacă vreți, acum ni se expune explicit, iertați-mă, în această evanghelie. De nu veți ierta, nu veți fi iertați. Dar să ne aducem aminte două duminici în urmă. Fiul risipitor care se întoarce la tatăl, care nu doar că îl iartă necondiționat, ci îl și reașează în demnitatea de fiu. Gândiți-vă ce gest pentru tatăl care, deși a fost păgubit de avere, a fost păgubit de multe, totuși își vede fiul care cere iertare și îl iartă necondiționat. La fel, tatăl vostru cel ceresc, ne zice Hristos astăzi, vă va ierta vouă dacă și voi veți ierta. Adică să ne gândim măcar la acest aspect în momentul în care zicem nu pot să te iert, nu pot să iert asta niciodată. Să ne gândim că, la rândul nostru, cu toți avem nevoie de iertare. Da, am stat o clipă să mă gândesc, deoarece mi-a venit în minte un episod petrecut, anul trecut, și anume toaletarea parcului catedralei, când s-au tăiat din necesități practice acei pini foarte bătrâni și care în câțiva ani puteau să ajungă un pericol prin a cădea pe clădirea bisericii. Și atunci a fost un tamtam extraordinar că se strică arhitectura orașului, că este o emblemă pentru așa mai departe și toți și-au dat cu părerea. Fără
a studia în profunzime problema. Și-au dat cu părere, au fost emisiuni, articole în ziare și așa mai departe. Și mi-aduc aminte de o întâlnire pe care am avut-o cu o doamnă foarte respectabilă, de altfel, dar care nu are nici o relație cu Dumnezeu. Este un om bun, moral, nu face rău aproapelui, nu face nimic care să pună, eu știu, dificultate pe aproapele, dar nu face nimic nici să-l ajute. Trăiește, dacă vreți, în propria sa carapace, în propria sa viață, în propriul său, egoist, poate e prea mult spus. De altfel, o doamnă, vă spun, respectabilă și care, în întâlnirea avută, povestind una alta, îmi spune, au tăiat pinii, nu pot să iert, n-o să iert niciodată pentru acest lucru. Și am stat să mă gândesc. Chiar atât de mult conta sau contau acei copaci în viața doamnei respective, încât să nu ierte pe cei care i-au tăiat, era un aspect esențial al vieții ei, existența sau inexistența acelor copaci, încât să facă această afirmație radicală, nu pot să iert niciodată că au tăiat niște copaci. Și mă gândesc, de câte ori nu facem și noi aceste lucruri? Avem niște clișee de viață, niște comportamente, niște principii pe care de multe ori sau care de multe ori nu ne folosesc la nimic. De exemplu, nu-mi vine acum niciun exemplu, revin la doamna cu pinii. Nu aveau acei pini nici o implicare în viața dumneaei. Doar că trecea pe acolo și se uita la ei și probabil avea un sentiment de, bucurie, că vedea niște copaci. Nici că erau în picioare, nici că nu erau în picioare, viața ei nu era afectată absolut cu nimic. Și totuși nu putea să ierte tăierea lor. De câte ori și noi nu putem să iertăm niște lucruri care nu ne afectează? Dacă stăm bine să ne gândim, multe dintre lucrurile pe care nu le putem ierta și le imputăm apropiaților noștri sau cunoscuților noștri, nu ne afectează existența și viața noastră cu nimic. Sunt așa niște principii pe care unii le încalcă și nouă ni se pare că mare nedreptate ni se face nouă că alții încalcă anumite principii care pentru noi sunt importante. Dar până la urmă e problema lor și suntem datori a ierta, mai ales atunci când nu suntem afectați în mod direct de o problemă sau alta. Dar minte atunci când suntem afectați. Că Hristos așa ne spune. Tuturor celor care vă greșesc vouă cu ceva, sunteți datori a ierta. Mai abitir, suntem datori a ierta atunci când nu ne greșește cineva cu ceva anume, ci greșește așa la modul general sau ni se pare nouă că greșește la modul general. A nu judeca și a ierta, iată că sunt condiții esențiale pentru a păși cu adevărat într-o relație autentică cu Dumnezeu. Și pe urmă în Evanghelie Hristos ne învață cum să postim. Când postiți, nu faceți ca farisei, nu vă smoliți fețele, nu vă puneți cenușă în cap, nu umblați în sac, nu umblați în haine ponosite, ca să vadă lumea că postiți, ci postiți în intimitatea voastră, pentru că știe Dumnezeu de post și îl primește ca atare și îl răsplătește ca atare mult mai mult decât dacă ne afișăm cu postul. Există multă lume care se bate cu pumnul în piept. A început postul, eu postesc, voi ține tot postul. Pe mine nu mă ispitiți cu tot felul de mâncăruri, pentru că eu postesc. Anunță lucrul ăsta din timp. Ori Hristos iată ce ne spune. Postiți în liniște. Postiți în intimitatea voastră. Să știe sufletul vostru și apropiații voștri. Aveți rânduiala de post, dar nu faceți din asta un caz de excepție. Ci dimpotrivă, purtați-vă cu veselie, cum ne zice el în Evanghelie. Unge capul tău și fața ta o spală, adică poartă pecetea bucuriei că a venit postul mare, pecetea smereniei, fă din post o sărbătoare, că asta înseamnă unge capul tău și spală fața ta, fă din post o sărbătoare, nu un lucru greu de împlinit și pentru că e greu de împlinit și nu-l face oricine, afișează-te cu el ca să vadă lumea că tu ești bun și postești și poți să duci postul până la bun sfârșit. Așadar, atitudinea prin care postim nu trebuie să fie una de fățărnicie, de tristețe, de închistare. A venit postul mare. Ce dezastru, trebuie să postesc 7 săptămâni. Dimpotrivă,
Dacă postesc pentru sufletul meu și pentru relația mea cu Dumnezeu, păi asta e un motiv de bucurie. Să știți că într-o carte care se numește Triodul Explicat, un părinte de la o mănăstire atonită, mănăstirea Simonopetras, un părinte care a venit din catolicism, din Franța, și a devenit unul dintre stâlpii de referință ai teologiei atonite, cuviosul Macarios, Simonopetritul, a scris teza sa de doctorat, se numește, în teologie ortodoxă, se numește Triodul Explicat. Și acolo, e o carte foarte groasă, explică zi cu zi și slujbă de slujbă tot ceea ce înseamnă triodul, toată semnificația aceasta postului mare. Eu nu vreau decât să vă spun o idee de acolo, din acea carte, ca și o concluzie, și anume că postul mare este un post, o perioadă a tristeții strălucitoare, a tristeții bucuroase. Ce înseamnă acest lucru? Cum poți să fii trist și în același timp să fii strălucitor și să te bucuri? Păi uite, spune Hristos, când postești, unge capul tău și spală fața ta, fii strălucitor. Pentru că noi postim, nu că ne întristăm că a venit postul, ne întristăm pentru starea noastră, pentru starea omenirii. Pentru asta ne întristăm. Dar la capătul postului întrevedem lumina învierii și bucuria învierii și strălucirea învierii. Așadar, postul tot, postul mare, este îmbrăcat în această strălucire a învierii. Este un urcuș către înviere. Indiferent cât ar fi de greu și cât poate ne-am întrista sau ne-am face probleme că nu-l putem duce până la capăt, împreună cu Hristos, și dacă întrevedem învierea ca pe o finalitate și nu postul în sine ca pe o finalitate, va fi mult mai ușor de dus. Și ne mai zice Hristos, așa, nu vă arătați, clar, nu vă arătați oamenilor că postiți, și Tatălui care este nascuns, și Tatăl tău care vede toate îți va răsplăti ție. Nu vă adunați comor pe pământ, pentru că aici fierul ruginește, clădirile se deteriorează, banii se cheltuiesc, îmbrăcămintea se deteriorează, iată, molile, și unde este prea mult, este tentația și a hoților, da, furile sapă și le fură. Ce adunați-vă covori în cer, unde toate aceste lucruri pământești nu mai există. Și lucrurile pe care le putem aduna pentru cer sunt acestea: smerenia, dragostea, bunătatea, toate calitățile pe care Hristos ni le-a arătat în propria lui persoană. Deci a-L urma pe Hristos este a încerca să dobândim și noi aceste calități. Și acestea toate sunt comori pe care nimeni niciodată nu ni le va lua. De ce? Pentru că plecăm cu ele în lumea de dincolo. Sunt comori sufletești pe care nu le lepădăm când lepădăm trupul la moarte, ci le luăm cu noi în lumea veșniciei. Căci unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Nimic mai clar. Dacă te lipești de casă, te lipești de servici, te lipești de concediu, te lipești de, toate lucrurile acestea ale lumii, ba mai mult decât atât, ne dreptățești pe alții pentru a ajunge la ele, inima ta se va lipi de ele. Gândul tău, mintea, toate simțămintele, sentimentele tale vor fi lipite de acestea. Pe când dacă te-ai alipi de Hristos, unde este inima ta, acolo este și comoara ta. Dacă comoara ta ar fi Hristos, păi te-ai gândit doar la comoara aceea, cum să o dobândești mai mult. Dacă comoara ta ar fi dobândirea veșniciei, te-ai gândit mereu cum să faci mai mult și mai bine ca să dobândești veșnicia. Dacă comoara ta sau pentru tine comoara o reprezintă lumea, bogăția, plăcerea, păi tot gândul tău și toată inima ta va fi lipită cum să fac să dobândesc mai multă plăcere, mai multă avere, mai multă distracție. Și eu știu, toate lucrurile lumii, toate tentațiile lumii, care nu sunt rele în sine, să fim bineînțeleși. Nimeni nu înfierează plăcerea lumească, nu înfierează bogăția la modul acela că, gata, plecăm toți în deșert și trăim în peșteră. Ci modul în care ne raportăm la ele, acela este înfierat de Dumnezeu. Dacă am rămâne neutri față de bogăția pe care o avem și am fi disponibili oricând, dacă o pierdem, să nu ne întristăm peste măsură, înseamnă că nu avem inima către comoara aceasta, ci comoara este către Hristos sau este Hristos. La fel, dacă suntem lipiți de plăceri, de plăcerile acestei lumi, și absența lor ne dă dureri de cap și o stare de depresie, intrăm în deprimare, atunci înseamnă că
Inima noastră a fost acolo, la acele plăceri. Dimpotrivă, dacă o lipim de Hristos, nu avem nimic ce pierde. Pentru că Hristos este veșnic și nu dispare niciodată, nu-l putem pierde. Așadar, acesta este îndemnul pe care Ortodoxia, biserica noastră, îl pune ca și ultim îndemn înaintea începerii postului mare. Unde este comoara ta, acolo este și inima ta. Să începem, deci, postul mare cu acest sentiment sau cu această dorință, poate la nivel rațional întâi, că la nivel emoțional e suficient de greu sau destul de greu să o avem dintr-o dată, aceea de a-L dobândi pe Hristos ca și scop al vieții noastre. Dar măcar la nivel rațional, să ne punem ca problemă dobândirea vieții cu Hristos, dobândirea Harului Duhului Sfânt, dobândirea împărăției celei de veci. Și dacă la nivel rațional măcar am meditat la aceste lucruri, inima noastră încet, încet ar face translația de la ceea ce considerăm acum comori către ceea ce ar trebui și ne îndeamnă Hristos să considerăm comori. Adică calitățile care ne duc în împărăție, dintre care cea mai importantă este dragostea, după cum ne zice Apostolul Pavel, dragostea de Dumnezeu și dragostea de semeni, aceea în sensul bun al cuvântului. Dragostea dezinteresată și care nu urmărește un profit imediat, fie că e vorba de profit material sau trupesc, ci dragostea aceea dezinteresată de a te pune în slujba aproapelui. Acestea au fost ultimele patru duminici, duminicele pregătitoare. Intrăm așadar în prima săptămână din post, care se numește, sau unii o consideră la fel de importantă ca și săptămâna patimilor. Vom mai discuta pe parcursul postului despre ce înseamnă postul, dincolo de aspectele văzute. Acum vă voi spune doar atât. Există obiceiul ca unii să postească doar prima săptămână aceasta din post și săptămâna patimilor, în rest nu țin postul. Să fim bineînțeleși, postul se adresează creștinilor ortodoxi care vor să aibă o relație corectă cu Dumnezeu, o relație bazată pe împlinirea poruncilor. Se adresează tuturor creștinilor care nu au boli semnificative ce îi opresc de la postire. Nu se adresează copiilor, nu se adresează bătrânilor și bolnavilor grav, care au nevoie de îngăduința, dacă putem spune așa, a nepostirii. Însă, nimeni în lumea aceasta, fie el preot sau episcop, mitropolit sau patriarh, nu poate dezlega postul. Că postim sau nu postim e problema noastră, dar să nu fim cu conștiința cumva împăcată, că mergem la duhovnic și zicem, vă rog să mă dezlegați că nu pot să postez, pentru că nu poate face lucrul ăsta. Și dacă o face, o face necunoștință de cauză și împotriva canoanelor. Repet, nimeni, episcop, patriarh, nu poate dezlega postul. Putem să nu postim și în acest caz ar trebui să avem această nepostire ca și o conștiință a unei neîmpliniri pe care să o spovedim. Preotul, episcopul, mitropolitul poate să dezlege în spovedanie o nepostire atunci când este acceptată ca și greșeală, ca și păcat. Nu o poate dezlega a priori. Te las să nu postești. Nu postez copiii pentru că până la 7 ani copiii sunt curați. După aceea ar trebui măcar puțin, câte puțin, să-i obișnuim și cu postul trupesc. Este o condiție, până la urmă, de renunțare la cele ale lumii. Postul pentru ei poate fi postul de internet, de calculator, de eu știu ce activități distractive, dacă nu cel de mâncare. Iar pentru bătrâni și bolnavi, postul este cu îngăduință, după putința fiecăruia. Însă fiecare dintre noi suntem datori, în taina spovedaniei, dacă n-am reușit să postim, să mărturisim acest lucru și să-l considerăm ca pe o scădere a noastră înaintea lui Dumnezeu, ca pe o neputință și să ne rugăm de iertare. Acestea fiind spuse, vă doresc un post binecuvântat, un post ușor, sufletește în primul rând, dar și trupește, și noi ne vom revedea duminica viitoare în prima duminică a postului mare. Doamne ajută! Amin.
către tine.